precipitați în ultima perioadă, sau mai bine spus, în această primăvară, s-au reactivat mai multe zone. Aveți vreo zonă izolată sau care riscă izolarea? Da, am una care riscă izolarea pe DC142 în satul Seciuri, comuna Șotile, satul Seciuri, care am în jur de 20 de familii care riscă la orice moment să rămână izolate. În momentul de față, transportul cum se face? Pietonal? Sau? Transportul numai pietonal. Înspre sat? Înspre zona respectivă, că este în sat, o zonă din satul, în Seciuri.